Bună seara și bine ați venit la Harvest pentru o seară specială, o seară de colinzi. E interesant să-ți dai seama că se apropie Crăciunul. E aici, mai sunt câteva zile și ca de obicei când e vorba de Crăciun, e vorba de colinzi și în seara asta vom colinda împreună cu câțiva prieteni dragi, trupa Pronconsul pe care i-am așteptat de atâția ani să vină aici, în această locație. Ideea este că i-au mai venit, chiar am servit o cafea aici când eram încă în construcție și de atunci am plănuit acest eveniment care sperăm să fie doar un început și ne bucurăm că ați venit și voi să fiți împreună cu noi. Vă spunem un bun venit în biserica noastră și aici în Arad. Cu ajutorul Centrului Cultural Județean, cu ajutorul Consiliului Județean, cu ajutorul celor de la Via Carmina, putem să organizăm acest concert fain în seara asta. De aceea avem o rugăminte. Știți bine, când e vorba de concert, de orice eveniment de genul acesta, e important să fim siguri că acel dispozitiv atât de folositor nouă, telefonul, intră pe silent, ok? Mai apoi, dacă cumva ați fost pe la cafeneaua noastră și ați luat cafea, prăjituri și alte lucruri, încercăm să nu le avem în sală cu noi. Și în al treilea rând, fiindcă e o seară în care cu siguranță mulți veți cunoaște din piesele care vor fi cântate, chiar vă invităm să le cântați împreună cu ei. Dar n-avem cum, e o seară pe care cei de la Proconsul și noi vrem să o dedicăm celui pentru care sărbătorim Crăciunul. Și fiindcă suntem într-o biserică, se cuvine să începem să citim un verset biblic, să facem o rugăciune și apoi să-i dăm drumul. Așa că vă invit să vă ridicați în picioare și haideți să ne uităm pe ecran la o prorocie scrisă de un om cu 750 de ani înainte de nașterea Mântuitorului pe nume Isaia, care spune cam așa: căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Și numele lui este Iisus. Haideți, așa cum stăm, să înălțăm o rugăciune. Doamne, e o seară extraordinară, o seară minunată. Venim aici, Doamne, cu trupurile noastre, dar mai ales cu sufletele pe care ni le-ai dăruit și care în seara aceasta te rugăm să le ridici înspre cer și să lași cerul să coboare pe pământ. Vrem măcar o frântură din ceea ce tu mereu dai. Vedem în univers, vedem în natură, vrem să vedem și în locul acesta prezența și puterea ta. De aceea te rugăm să binecuvântezi pe fiecare persoană care a pășit aici. Te rugăm să binecuvântezi pe prietenii noștri de la Proconsul și, Doamne, tot ceea ce înseamnă tehnic, sunet, lumini, atmosferă, dincolo de toate astea, să simțim Duhul Tău, susurul Tău blând în inimile noastre. Dedicăm această seară ție, Iisuse, și îți mulțumim că Te-ai născut pentru mântuirea noastră. În numele lui Iisus ne rugăm. Amin. Vă rog să ocupați locurile și înainte să intrăm în meniul principal, fiindcă vom avea o masă bogată în seara asta, vrem să vă dăm un scurt aperitiv. Doar trei lucruri mărunte, trei brușeta a la Harvest, da? Așa că vom avea trei colinzi cu trupa noastră de închinare, numai bine ne încălzim, după care îi vom invita pe prietenii noștri să ne încânte în seara asta.
strare a zorilor lumine străluce. Yeah.
te-ai gândit că fiul tău va fi cândva un rege? Oare te-ai gândit că fiul tău moarte o să dezlege? Te-ai gândit că acest fiu al tău va face totul nou? Acest copil al păcii va fi al păcii sau. Maria, te-ai gândit că fiul tău va da la ori vedere? Oare te-ai gândit că fiul tău va stăpâni furtuna? Te-ai gândit că acest fiu al tău e rege sus în cer? Când priveai la chipul său, îl priveai pe Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ne spune așa în capitolul 2 din Luca. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a spus: nu vă temeți, că își vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Și deodată îngerul, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în înălțim și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Amin. 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 De aceea aș vrea ca să vă ridicați în picioare și să cântați împreună cu noi: îngeri mii în ceruri cântă. Haideți și cu palmele voastre. Glorie, s-a născut Mesia. Supra-văi
Mulțumim trupei de închinare de la Harvest și îi invităm în scenă trupa de binecuvântare proconsul, cum îmi place mie să-i numesc. Și în timp ce ei se așează, vreau să vă zic că în clădirea noastră avem o sală de vreo 300 de locuri cu o proiecție foarte mare, cu acustică bună și cei de-ai noștri măcar sau cei care stați în picioare puteți să mergeți și să vizionați întreg concertul live de acolo. Haideți, dragilor, așezați-vă. Ok. Încă un lucru. Mi s-a părut fantastică ideea acestui concert. Știați că până acum am 20 de ani de aniversare și anul ăsta aniversează 20 de ani. Felicitări, proconsul! În 20 de ani de muncă asiduă, ei n-au avut încă un concert de colinzi. Așa că suntem la un debut, la o premieră, la ceva ce se întâmplă în Arad cu acești iubiți prieteni ai noștri. Ideea a venit însă din Germania, unde noi avem două biserici, în Wiesbaden și în Karlsruhe, și oamenii ăia, creativ cum sunt, au zis: mă, ce-ar fi cum să adunăm noi oameni din diaspora români de ai noștri pentru un concert de Crăciun? Și au contactat, ne-au contactat și pe noi și am zis: măi, de ce nemții tot timpul se ia înaintea românilor? Prima repetiție generală cu proconsul, înainte de a ajunge în Germania, trebuie să aibă loc în Arad. Așa că e ceva nou și pentru ei și pentru noi, așa că suntem răbdători, nerăbdători să vedem ce se va întâmpla. Așa că Moș Crăciun, dragă Bodo, vă așteptăm! Visele, visele, visele care dor. 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 Când eram mic aveam dorințe mari, să văd oceanele și munții mari, să fiu erou și să pot să spor, să salvez lumea, să fiu nemuritor. Când eram tânăr m-am îndrăgostit, dar prima iubire m-a și rănit, și până la ultima am avut de așteptat un pic. Tata-mi spunea să dau duce am tinuie nou. Cred în visele care nu dor. Visele care nu dor.
bine ați venit să ne vedeți, dragi prieteni! Ne suntem proconsul din România! Atunci când sunt cele mai grele momente din viață, aleg să le trăiesc doar cu speranță. Am ales să nu mai pun la suflet și fiecare clipă să o trăiesc doar cu mulțumesc. Vreau să fiu un om mai mare decât artistul, vreau să pot convinge până și timpul. Lasă dragostea să țină ritmul, în viață am ales să nu fiu la Cristul. Am înțeles, dragii noștri, că visul nostru a devenit realitate. Am avut un vis în care am crezut tare mult să cântăm aici. Atunci când aici nu era nimic, atunci când aici deja a început să se prindă contur, atunci când aici noi vedeam de acasă că se întâmplă lucruri minunate la Harvest. A fost un vis să cântăm aici. Un vis care n-a dormit. Și pentru că n-a dormit, uite-ne astăzi seară cântând împreună cu voi. Vreau să ridicați palmele împreună cu noi și să ne ajutați. Acum vreau să verific și vocile voastre, dacă le aveți pe toate, sunt în regulă. De ani de când noi suntem, nu știu, la prânz am spus, o să o spun și acum, să știți că noi de obicei, la fiecare concert al nostru, anul ăsta sărbătorim 20 de ani, pentru că noi am făcut 20 de ani anul ăsta, ca trupă, aici pe scenă, și mulțumim Domnului că nu ne-a lăsat să ne oprim, ne-a ținut aici pe scenă. În seara asta nu sărbătorim cei 20 de ani ai noștri, ci sărbătorim ceva mult mai important. Sărbătorim nașterea celui care ne-a făcut și ne face pe noi zi de zi să devenim oameni mai buni. Să încercăm să devenim oameni mai buni și despre cântecul ăsta, despre un om mai bun, dacă nu știți, noi vă spunem că este modul nostru de a-L ruga pe Domnul să ne transforme. Un om mai bun. Sufletul
Mulțumim tare mult! Un om mai bun? Văd numai oameni buni în sală. Și sunt foarte mulți oameni buni. Nu mi-am închipuit că sunt atât de mulți. Adică sunt peste 1500. Cristian, sunt peste 1500 de oameni aici. Peste 1500 de prieteni ai Bisericii Harvest. Și putem spune că și prietenii noștri, dacă au venit în seara asta, au renunțat la alte programe și ați venit la noi să ne vedeți pe noi, e motiv să vă mulțumim tare mult. Vă mulțumim mult că sunteți aici cu noi.
acum pentru că eu știu că voi cunoașteți textul de la piesa asta și dacă nu-l cunoașteți oricum e acolo în spate. Am să am rugămintea să-l cântați odată cu noi pentru că e tare frumos să cânte cel puțin dacă nu 1500, măcar 1000 de oameni, 1000 de prieteni să cânte cu tine. Cum e să cânte cu 1000 de prieteni cu tine odată? Cântecul ăsta frumos. Îl cântăm? Nu vă aud. Îl cântăm? Bun! Vreau să vorbiți puțin mai tare, că noi nu prea auzim aici pe scenă ce spuneți voi. Așa că va trebui să vă adresați un pic mai tare, e un concert, e permis acest lucru, sunt convins. 2, 3, hai cu toții și... 7 ori, 6... tare mult. N-am mai auzit niciodată cântat atât de frumos de către public acest cântec. Niciodată. Este declarativ, vă spun, n-am auzit niciodată. Mulțumim tare mult. Yeah.
deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim și noi la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine.
și mi-a salvat. În isle Azarescu, Maria, din Duhul Sfânt s-a întrupat. Tare, multe ori mă tot gândesc așa de când îl cunosc pe Domnul, că de Crăciun de multe ori primim tare multe daruri nemeritate. Chiar și Iisus a fost pentru mine un dar nemeritat. Nu știu pentru voi cum a fost, dar o să cântăm despre asta acum. Thank you.
predicchi sti miei giunga. Mulțumim tare mult, tare mult! Sunt foarte curios. Dar sunt așa de curios, aș vrea puțină lumină pe sală. Vreau să-i văd pe prietenii noștri mai bine. Pentru că am să pun o întrebare acum. Și întrebarea mea este următoarea. Ești... Vreau să știu care ești. Care dintre voi a venit pentru prima oară aici la Harvest? Vreau să ridici o mână. Wow! Dragilor, fiți bineveniți! Wow! Ați fost încurajați de toată lumea, cei care ați ridicat mâna. Și acum noi o să vă povestim cât de mult avem nevoie de Iisus. Prin cântec.
eu mă las Iisus pe altul braț. E speranță și alină. Pe voie, am nevoie. Tu ești tare mult, dragilor. E, nu știu cum se întâmplă, dar mi-aș dori să scrieți o carte aici la Harvest despre cum se cântă în biserică. Adică despre cum cântă biserica, nu de pe scenă. De pe scenă mai greșești, dar de acolo nu greșește nimeni niciodată. Trebuie să scrieți o carte care să se lase la fiecare intrare din sălile de spectacole din România. Cred că ar folosi lucrul ăsta. Sunteți niște minunați, mulțumim tare mult! În 20 de ani am învățat că nu e munte prea mare. Nu e pustiu. Iată. Nu e munte prea mare,
Dragilor, vă mulțumim tare, tare mult. Acum știm că Cristi o să vrea să vină pe scenă și să ne întrebe câteva lucruri și noi suntem tare fericiți să răspundem la ce ne întreabă el. Cred că s-ar putea să fie interesant. Cu siguranță va fi interesant. Știți care e secretul lor de a cântat așa de bine? La amiaz le-am dat poțiunea magică, zamă cu tăițăi. O să vină și niște scaune, o să invităm să se relaxeze un pic, după care să continue, evident. Dar ne-am gândit să fim gazde bune și fiindcă noi acei narastă cam la capătul țării și ei cu traficul din București, cam greu ajung la noi, traficul de la Real, le-am zis, zic, ați adus București la noi, ați adus toate mașinile astea aici. Am vrea să le punem și câteva întrebări, să și cunoaștem ca oameni, fiindcă oameni sunt și sunt oameni faini, nu-i așa? Și am să vă fur eu un scaun, așa mă pun mai lateral. Și am câteva întrebări pentru voi. Îl așteptăm și pe părintele să se așeze. Așa, așa. Tu ești de-a meu, mă. Așa, și cu barbă. Da, e bine, e bine. Hai să vedem, mai avem vreun microfon de mână? Așa, hai, așa, super, super. Măi, v-am prins aici, ziceți-ne măcar câteva lucruri despre fiecare. Ceva despre voi, ce aveți voi pe inimă, ce vă caracterizează, ceva poate despre familie, despre viața voastră, măcar un pic așa să încălzim apele. Dragoș, da? Da, te rog. Pot încep, da? Pe mine mă cheamă Bogdan Marin Mihai, mi se spune Bodo, am născut în 1968, la București. Okay. Sunt căsătorit, am doi copii frumoși, am mai fost căsătorit înainte de încă trei ori, înainte să-L cunosc pe Dumnezeu. Și iată că după ce L-am cunoscut, am primit și o binecuvântare majoră cu o soție frumoasă și doi copii superbi. Mai am un băiat din prima căsătorie care trăiește în Portland, Oregon, se numește Alexandru, este căsătorit și la rândul lui și are doi copii.
Și fac parte dintr-o trupă tare frumoasă care de 20 de ani stă pe scenă și bucură oamenii, bucură prietenii. Ne place să facem asta tare mult și suntem privilegiați că Domnul a ales, după ce și eu, și Dragoș, și Robert, și Traian, și urmează și domnul din dreapta mea, Răzvanel, să-L urmăm pe Hristos. Bodo, înainte de a trece mai departe, cred că e un lucru extraordinar să știe oamenii câte ceva de băieți ăștia doi pe care tot îi prind pe Facebook. Nu știu de ce vă mândriți cu ei așa de mult. Zine două cuvinte despre ei, că e o chestie faină. E chestie tare faină. Ei sunt doi frumoși, doi îngerași pe care noi am hotărât să-i adoptăm. Pur și simplu ne-a venit așa odată, Domnul ne-a pus pe inimă să adoptăm un copil. Și pentru că nu întotdeauna știi să alergi la Domnul și să-i ceri ajutorul, primul meu instinct a fost să mă folosesc de imaginea pe care o aveam la vremea respectivă și de cunoștințele mele. Și cunoscând oficialități de la vârful Ministerului Adopției din România, am încercat să fac asta. Am vrut să urgentez mai repede. Gândindu-mă că am o motivație bună, vreau să ajungă un copil cât mai repede în sânul familiei mele, dar nu l-am întrebat pe Dumnezeu și nu am cerut ajutorul. Într-un fel sau altul l-am exclus pe Dumnezeu atunci din ecuație. Și asta a făcut ca timp de aproape un an jumătate să nu reușim să găsim absolut nimic cu tot sprijinul, autorităților, cum s-ar zice. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Și ne-am înțeles într-un final. Ne-a părut tare rău că am procedat așa și am hotărât să lăsăm pe Domnul să hotărească ora, data și clipa în care vom deveni părinții unui copil adoptat. Și asta s-a întâmplat două săptămâni mai târziu. Domnul n-a întârziat să ne răspundă imediat atunci când l-am inclus în ecuație. Smeriți! Și v-a dat o dublă binecuvântare, doi. Mi-a dat o dublă, în loc de unul am găsit doi frățiori tare frumoși, pe care iubim tare mult și care ne bucură viețile și ne-au schimbat destinul așa, nouă, ca părinți. Mulțumim, Dragoș, Daniel și Filip. Da, mulțumim. Pe mine mă cheamă Dragoș Dincă și eu am 16 ani de când m-am născut din nou, deci sunt minor, așa că nu pot să vorbesc prea mult despre mine. Să aștept smerit să mi se spună ce să spun, că așa e la când ești minor. Ok, căsătorit, necăsătorit? Am fost căsătorit, okay. Nu mai sunt, din păcate, dar, mă rog, sunt într-o relație bună cu soția mea și avem doi copii care sunt extraordinari. Ok. Tot din București? Da. Ok. Din București, deși vorbeam cu colegii mei, cum ar fi, noi avem o chestie, cântăm foarte puțin în București și ne-au spus prietenii, soțiile, domne, dar dacă tot nu cântați în București decât o dată pe an, nu mai bine vă mutați în Oradea, la Sibiu, la Arad, undeva. Că... Veniți încoace. Oricum e mult mai frumos, la voi e totul mai frumos. Mulțumim. Am fost, să știți, așa este, am fost de acord cu Cristian și Dimina la prânz. Când am fost de acord cu Cristian la prânz, când ne-a adus aminte de traficul din București, pentru că el a pățit-o săptămâna trecută, ne place mai tare la Arad decât la... Mie cel puțin îmi place mai mult. Și cred că și colegilor, așa este. Aveți un oraș tare frumos, sincer. Aveți oameni tare frumoși, sincer. Și suntem onorați să stăm cu voi în seara asta. Super. Suntem așa ca în jurul șemineului, în jurul focului. Asta pentru că simțim căldură de la voi. Mulțumim. Și să știți că, cum a spus Cristi, noi chiar repetăm acum concertul ăsta, că noi nu știu cine e de meserie, mai sunt câțiva prieteni muzicieni prin sală și au văzut niște stângăcii și așa că vă cerem anticipat, sau mă rog, anticipat. Auzi, vă cerem scuze. Mai veniți să repetați și altă dată. Repetăm, da, e frumos noi, aici. Da, deci pentru noi e o sală faină, puteți să repetați, nicio problemă. E superb aici, e superb.
Hai să vedem bateristul vostru. Ne place bună energia seara. Lui. Numele meu este Răzvan Gorcinski, necăsătorit. E bine, e bine. Într-un fel, aș putea spune că sunt pocăit, dar deocamdată nu sunt botezat. Ok. Dar de când am venit în această formație minunată, ei fiind prietenii mei, practic de vreo, din 2002, când ne-am cunoscut pe vremea aia, când am cu Laura Stoica, okay. M-au chemat, eu am venit într-un suflet și l-am descoperit pe Dumnezeu datorită colegului meu Robert, colegului meu Dragoș, colegului meu Bodo și nu pot să zic decât Părintele Traian. Părintele Traian. Corect. Vă mulțumesc că m-ați primit în seara asta cu căldură. Am cele mai mari emoții, sunt sigur, dintre colegii așa mei. Așa e, susțineți-l. Da. Și o să fac parte și eu din această minunată familie a lui Dumnezeu. Mulțumesc. Hai, părinte, hai. Pentru mine e ciudat, pentru că mă cheamă tot Robert, dar pentru că mă cheamă Robert și nu sunt membru fondator, am primit mai multe porecle. Așa. Adică, gen Traian, părintele, mai sunt alți termeni pe care nu-i pot pronunța acum. Așa. Take away, de exemplu, mă rog, da. Am 34 de ani, sunt născut exact la Cernobâl, 1985. Hai, mă. Așa. Am doi copii teroriști, doi băieți. Și mulțumesc Domnului pentru toate. Și banca bisericii nu vă mântuiește. Gata. Stai, că ai zis ceva aici, ai zis ceva. Ține microfonul, stai, nu scape așa ușor. Afirmația asta, banca bisericii nu vă mântuiește, pentru mine ca și părinte, cu adevărat. Da. Așa, îmi transmite ceva. Poți să-mi zici un pic de ce ai folosit expresia asta? Pentru că eu am crescut pe banca bisericii. Ok. Așa. Ok. Și asta nu m-a dus la mântuire. Ok. Multă lume vine la biserică și crede că dacă vine la biserică, va fi mântuit. Tot o să fie bine. Dar nu asta e soluția. Soluția este Iisus Hristos. Și am terminat. Amen! Deci, ați priceput de ce îi se spune părintele, care are flair, har. Robert, oare de ce te lăsat ăștia chiar la urmă? De ce te lăsat chiar ultimul? Nu știu. Hai să vedem. În urmă vor fi cei din tâi. Corect. Zi-ne câteva lucruri despre tine. Păi, aș vrea să fiu deosebit de scurt și să-L onorez pe Tatăl Ceresc și pe Domnul Iisus Hristos. Și nu pot să-i onorez fără să onorez acest loc. Totul a plecat de aici, din Arad, de la mama lui Raimond. Cu noi. Ea ne-a transmis prin cuvânt, prin rugăciunile ei, prin dragostea pe care ne-a arătat-o. Ani de zile s-a rugat pentru noi și a avut și o viziune cum că vom fi aleși și cum Dumnezeu nu rămâne niciodată dator, iată că ne-am întors în Arad, în locul de unde a plecat tot. Am o dragoste și un respect deosebit față de aceste orașe, Oradea, Arad, pentru că aici este patria pocăinței, să zic. De aici a plecat. Și am un deosebit respect față de tine ca păstor și ca frate scump. Am simțit puterea lui Dumnezeu. Eu de firea mea sunt afurisit. Adică am cercetat și eu scripturile și, mă rog, nu prea am fost băgat multă vreme în seamă, pentru că noi am fost percepuți ca o formație care cântă în lume și, mă rog, într-un fel, să zicem, mai firești. Că avem contact cu tot felul de lume care e mai puțin sau mai... sau deloc credincioasă. Și atunci, normal că suntem percepuți în felul acesta. Nu mă deranjează asta, dar vreau să spun că credința mea este bazată pe puterea lui Dumnezeu și nu pe vorbele înduplecătoare. Și mulțumesc încă o dată că mi-ați chemat aici, sunt onorat, mă simt extraordinar de bine și poate să spun că e unul dintre concertele mele favorite, cânt cu foarte mare plăcere.
Și sunt efectiv entuziasmat de atâta mulțime de oameni care a venit să ne vadă. Și Dumnezeu să fie slăvit. Mulțumim, mulțumim. Câteva întrebări mai succinte și mai la subiect. Spuneți-ne, acum 20 de ani ați început, câți dintre voi sunteți din trupa originală? Voi trei. Voi trei, ok, bun. Fondatorii, bun. Care a fost ideea? De unde a pornit? Ne interesează și numele, cum de l-ați ales? Câteva chestiuni legate de voi. Până la nume, pentru că asta e o întrebare foarte des pusă. Dar de ce proconsul? Și asta deja e, după 20 de ani, când te întreabă cineva, dar de ce proconsul? Nu e cazul tău, dar ni s-a mai pus de multe ori întrebarea asta. Sincer, nu sunt 20 de ani. Acum sunt 20 de ani ca și proconsul. Ok. Dar de fapt sunt vreo 26 împreună. Noi înainte să ne numim proconsul, ne-am numit Take Five și ne-am cântat împreună cu Robert și cu Dragoș și vreo 6 ani, 5-6 ani am cântat tare. Ne-am rodat așa ca să devenim o formație. Ne-am dorit tare mult să cântăm pe scenă. La început cântam pe vapor sau într-un cabaret renumit din București, barul Melody. Și ne-am dorit tare mult să facem asta, să cântăm pe scenă. Am lăsat la un moment dat deoparte barul și cântatul pe vapor, în cântatul cover-urilor și am hotărât să urcăm pe scenă cu toate riscurile aferente, pentru că banii asigurați nu mai erau, trebuia să muncim tare mult ca să obținem banii trebuincioși și chiriilor, mă rog, întreținerilor și a întreținerii noastre de zi cu zi și pentru a putea înainta. Și atunci Domnul, cu bunătatea și prin harul lui, ne-a ținut împreună, chiar dacă nu-l cunoșteam. El, pentru că el a avut și are un plan cu noi. Și o să vorbim, o să spun despre asta și puțin mai târziu ce cred eu despre asta. Și chiar dacă au fost momente în care am fost nevoiți să ne vindem sculele, să ne vindem instrumentele pentru a putea merge înainte, am spus, let's do it, o facem, pentru că cu siguranță că vom avea altele înapoi. Și am avut altele înapoi și uite-ne în 2019, la final de 2019, după 20 de ani, împreună cu voi aici, zâmbind și tare mulțumiți de cadourile pe care le-a făcut Domnul de-a lungul timpului. Vorbind de cadouri, ați primit, ați obținut câteva dintre cele mai râvnite, să le numesc așa, privilegii pe care orice artist sau trupă românească ar vrea să-l aibă. Prima trupă românească care a câștigat Cerbul de Aur, cea mai bună trupă anului, cea mai bună piesă anului, cea mai bună voce masculină. Aveți câte albume până acum? 8, 9, 10? 10 albume. Ok. Dă-ne sau dați-ne unul, două momente de vale. Pentru că noi vă vedem undeva tot acolo sus, zâmbitor, plin de energie, dar cu siguranță asta înseamnă nu doar muncă, ci și răni, înseamnă și încercări. Aveți, eu știu, vreun moment de genul ăsta care vă vine în minte, Dragoș? Păi, primul moment, ca să spun așa, de vale, a fost atunci când, după ce am compus cu mare... Ne-am avut succes cu o piesă care poate multă lume știe, se numește De la Ruși. A fost foarte promovată. Am avut Adrian Sârbu, care conducea la vremea aia Pro TV, ne-a chemat la el și ne-a spus că n-am mai văzut așa ceva. Suntem o formație foarte fresh, la vremea aia eram foarte bine și că din momentul ăla tot ce înseamnă Pro TV, Media Pro, Pro FM, tot ce înseamnă Trust Pro este la dispoziția noastră ca noi să facem muzică mai departe. Și noi am plecat foarte bucuroși, doar că nu s-a întâmplat nimic. Și nu numai că nu s-a întâmplat nimic, dar orice piesă am dus la casa de producție pe vremea aceea compusă de noi, ne spuneau că nu sunt bune. Că nu le place. Și am scris, am compus Cerul și ne-am dus acolo cu piesă foarte entuziasmați. Eu am știut că piesa asta este, o să fie o piesă extraordinară. Și m-am dus la ei cu Bodo și oamenii din conducere ne-au spus că e drăguță melodia, e drăguță, dar că nu e bun textul.
că nu mai spune nimeni în ziua de astăzi unei femei dacă cerul ar putea să te aducă în viața mea, cuvinte frumoase. Ei își doreau foarte tare ca, scuză-mă, Dragoș, că doar asta spun și după aia lasă termine. Își doreau ca textele să fie mai pe genul B.U.G. Mafia sau Paraziții, care deja erau la mod atunci. Erau la mod în perioada aia și s-au începusele să urce. Și au spus, textul ăsta cu aș culege în palmă, steam pe tine, nu e prea romantic pentru anii ăștia. Eu gândindu-mă, chiar am declarat atunci că pentru a cuceri o fată, noi băieții vom spune vorbe frumoase și în 2500 și în 2800, te vei comporta frumos și vei vorbi tare frumos unei fete. Indiferent de dacă stai după blocuri sau dacă ești în banca întâi, nu știu, nu contează unde te afli și cum te afli, vei vorbi frumos. Pentru că Dumnezeu te îndeamnă să vorbești frumos și să... Dragostea e un lucru frumos. Și n-am crezut. Dragoș, da, și după ce am plecat, noi spunându-le că nu o să schimbăm nicio literă din textul pe care l-am scris, pe care l-a scris Bodo, au urmat 2 ani de zile în care noi nu am mai avut aproape niciun concert. Aproape niciun concert. De-aia spunea Bodo că a trebuit să mai vindem din scule. Ne-am vândut instrumentele, dar ne-am vândut din, mă rog, tot felul de elemente de PA, de stații de amplificare, care făceau ca să putem să mergem mai departe. Și a trebuit să, bunul Dumnezeu nu ne-a lăsat, a trebuit să cântăm din nou tot felul de petreceri și tot felul de party-uri ca să putem să ne întreținem. Și până la urmă, eu m-am înverșunat, am trimis piesa și la Mamaia și la Cerul, fără să le spun, nici nu știau, la Cerul de Aur. Și după Cerul de Aur, atunci a început Dumnezeu să cum ar veni, să se manifeste cu putere în viețile noastre. De altfel, Raimund Vainco, care este arădian, el era încă cu noi în formație și o perioada asta în care a plecat din țară, s-a dus în Canada, nu știu ce, dar mama lui se ruga în continuare pentru noi. Și încet, încet, pe măsură ce începeam să avem din nou concerte, așa vedeam cum Dumnezeu începe să ne mai, cum să spun eu, să ne... Mama lui ne suna, cel puțin pe mine, mă suna și ce faceți? Ați mai citit și voi Biblia? Ați mai făcut și voi ceva? Ați mai postit? La mine a fost cel mai grav, dar după ce spune Dragoș. Deci asta a fost o vale, da? După care a urmat, repet, o accesiune care a fost constantă, dar nu neapărat așa, ca racheta. Noi am avut 20 de ani de carieră clădită, cărămidă, puse bazele și ne-am îndârjit să facem muzică pe care multora le place, dar sunt mulți care nu, la momentul respectiv le spun, Doamne, dar nu, trebuie să mai fie de petrecere, mai, adică nu, ce tot atâta muzică de dragoste. Și deci asta au fost pe scurt. Ok. Ok. Măi, pasiunea care voi aveți pentru muzică, pasiunea care aveți pentru dragoste, e extraordinară, dar dincolo de ea, cred că am observat și noi în seara asta, ceva e o pasiune și verticală. E o pasiune și pentru spiritual și suntem curioși când și cum am înțeles ceva legat de mama lui Raimund, dar puteți să ziceți un pic mai mult despre cum s-a stârnit treaba asta în voi și cum ați reușit să mișcați lucrurile într-acolo? Stai așa, că vreau să spun un singur lucru. Știți ce înseamnă, sau știți voi, vă închipuiți ce înseamnă 18 ani de... Între 15 și 18 ani, cam acum, numărul 15... Cred că 18 ani de rugăciuni ale unor oameni pentru ca tu să te întorci la Domnul. 15 ani de rugăciuni a făcut mama lui Raimund pentru mine, cel puțin. Știu asta pentru că între 15 și 18 ani știu clar că mergeam periodic la Arad, veneam și de fiecare dată cu dragoste și cu dragoste părintească, așa mă întreba dacă am mai citit din cuvânt. Dragoș îmi spunea lucrul ăsta mai devreme și ne mai dădea cât un Nou Testament mai primeam, cât un Nou Testament noi îi spuneam. Eu eram sincer și spuneam, nu cred că am citit prea mult mama Florica, dar uite, sunt hotărât ca de data viitoare, de acum, de când plec să citesc. De mâine, și au trecut 18 ani, 18 ani în care un om s-a rugat pentru mine. Sau mai mulți oameni s-au rugat pentru mine. Vă închipuiți ce înseamnă 18 ani și după 18 ani. Așa, tamnesam, să, dintr-o dată, împreună cu soția mea,
să spun, a făcut Domnul atât de multe pentru mine încât nu pot să mai trăiesc dacă nu fac și eu ceva pentru El acum. Nu putem să mai, nu putem, n-avem cum. Și în momentul ăla am hotărât să-L urmăm pe Hristos și am făcut-o. Robert, vrei să zici ceva? La mine a fost mai mult decât brutală, să zic așa, abruptă, bruscă trecerea. Eu am fost cel mai inveterat ortodox. Fanatic. Dura o oră 45 de minute o rugăciune de-a mea, cu toate iconostasele și... tămâiam casa, lua foc, casa de la tăfâie. Și nu puteai să vorbești nimic cu mine despre Dumnezeu, pentru că eu știam că asta e calea. Până când am fost foarte bolnav într-o zi și foarte pe scurt mă rugam la icoană și îmi creștea febra mai mult. Cum mă depărtam de ea, scădea. Mă apropiam, mă rugam, creștea, mă depărtam, scădea. Și a venit într-o bună zi un părinte pe care îl respectam foarte mult, avea vreo 80 ceva de ani și i-am spus că nu mă înțeleg deloc bine cu soția în ultima vreme și că avem foarte multe probleme și să ne fac o slujbă. Și a făcut o slujbă și în urma slujbei era să ne omorâm. Și că am zis ce fel de Dumnezeu este acesta care nu lucrează. Bine, eu vorbesc acum cu vorbirea spirituală, duhovnicească de acum, dar atunci, ce fel de Dumnezeu e acesta care nu acționează, să zicem? Și am citit un verset, începusem să citesc Biblia, unde spune că cine va crede și se va boteza. Și l-am întrebat pe părinte, părinte, eu ce am crezut când eram mic? Și fără să am vreun contact cu vreo pocăință sau cu vreun, așa zis, sectanți, cum ne fac pe noi, singur mi-am pus problema asta și părintele a spus că să mă depărtez de viesparele sectarismului. Și m-a deranjat foarte tare asta, pentru că Biblia pentru mine este cel mai sfânt lucru. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și fără Biblie nu poate fi nimeni mântuit, fără cuvântul lui Dumnezeu, pentru că El a fost la început. Și eu mă îndrăgostisem foarte tare de Biblie, citeam Apocalipsa, deja, adică, și rugăciunile mai devreme amintite ale mamei lui Raymond, viziunea și pe care a fixat-o Dumnezeu în ea, ne-a dus la mântuire. Și apropo de, vreau să mai spun ceva, să fac o plângere ca plângerile lui Ieremia, să spunem. Noi ca formație, după ce ne-am pocăit și ne-am afișat, nu ne-am ascuns de Domnul Iisus Hristos și am fost pe la diverse emisiuni și de creștine și necreștine. Așa, am luat o prigonire zdravănă, în sensul că n-am mai fost difuzați la radio, multă lume s-a împietrit față de noi, mi s-au închis multe uși și nu vreți să știți cam ce frustrare am acumulat. Până când am citit versetul că nimeni nu va putea să trăiască cu evlavie în Iisus Hristos dacă nu va fi prigonit. Cuvântul aduce prigonire. Și atunci m-am liniștit. Și încă un verset mi-a dat mie o nădejde de neclintită. Spune, Domnul, după ce vă va încerca o vreme, vă va face neclintiți și vă va întări până la capăt. Și asta am simțit că a făcut cu noi. Excelent, mulțumim! Suntem aici vreo 1500, îmi scria cineva, zice, nici pe hol nu mai putem umbla. De ce ați recomanda experiența asta și altora? Unei când zic eu și oamenii se uită la mine, bun, ești pastor, pricep, de unde vii, dar voi care, vorba aia, trăiți o viață la care mulți aspiră, de ce ați recomanda experiența asta, mă revec, verticală și altora? Păi, cuvântul lui Dumnezeu spune că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Noi am experimentat bunătatea lui Dumnezeu înainte să știm despre Biblie, despre fiecare dintre noi, dacă stăm să povestim așa până mâine, până să povestim cam cum a lucrat Dumnezeu în viața noastră, fără ca noi să știm că ca și mulți dintre oamenii care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu, credeam
că e karma, că e o energie, că e ceva, ceva e acolo. Aveam cruciulițe, pupam vorba lui Robert, picoane, mergeam, aprindeam lumânări, dar în interiorul nostru știam că cineva are grijă de noi. Și atunci am experimentat bunătatea lui Dumnezeu și a trebuit să facem și noi ceva. Și noi credem că oricine, nu contează la ce nivel de, în ce nivel, din punct de vedere social ajunge, cât de înalt, fără Dumnezeu nu poate să facă nimic. Nu poate să facă nimic. Și nu, atunci când cineva te rănește sau te întristează sau chiar te pedepsește pentru că ai făcut tu ceva sau poate că n-ai făcut chiar și pe nedrept, poți să înduri. Dar atunci când l-ai pe Dumnezeu, treci mult mai bine peste toate. Adică ai pe cineva de aproape. Eu când eram, înainte să mă întorc la Dumnezeu, mă trezeam noaptea și eram paralizat de frică, că adică mă gândeam, bine, dar eu o să mor odată și mă duc acolo în groapă și dacă mă sufoc, bine, și cui rămân? Copiii, averile mele, familia, prostii. Și mă simt. Deci aveam această frică că ce o să, unde mă duc? Și după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, toate lucrurile astea m-au eliberat, adică m-am eliberat și acum poate să fie orice s-ar întâmpla, eu știu unde mă duc, știu de ce sunt aici și încotro am demers. Super. Și la fel și colegii mei. Eu înainte să-L cunosc pe Domnul nostru Iisus Hristos, încercam să umplu golul care se forma așa în sufletul meu. Numai cu lucruri necuvincioase și numai cu lucruri rele. Care pe moment îmi dădeau o plinătate, eram ok, numai că se consumau tare repede. Mai repede decât o flacără de chibrit, așa o văd acum, care se aprinde și se stinge repede, arde chibritul, dar într-un minut, în câteva secunde, gata. Și parcă după fiecare experiență de-asta rea, parcă se adâncea și mai tare gaura aia și golul ăla și se adâncea și mai mare și cerea și mai mult rău și mai mult și mai multe chestii care nu erau în regulă. Iar de când am cunoscut pe Iisus Hristos și El a venit și mi-a umplut golul ăsta și am simțit că e pentru totdeauna. Nu pot să spun, dragilor, ce fel, câtă bucurie am și cât de mult îi mulțumesc Domnului pentru bunătatea și pentru credincioșia Lui. Sunt binecuvântat. Mulțumesc. Și poate că asta e o întrebare pe care unii și-o pun. Ok, v-ați apropiat de Dumnezeu, v-ați dedicat viețile lui Dumnezeu, de ce continuați să cântați într-un mediu secular? Simplu. E foarte simplu. Pentru că acolo unde noi ajungem, acolo unde Domnul ne trimite, sunt convins că și cei care ne judecă pe noi înțeleg foarte bine că ei nu pot ajunge. Nu pot duce vestea cea bună acolo unde mergem noi. Noi ajungem în niște locuri și Dumnezeu trezește interesul oamenilor pentru noi, unor oameni care în alte circumstanțe ar întoarce spatele, ar întoarce spatele lui Dumnezeu. Și nu odată, nu de două ori, cam de fiecare dată noi facem lucrul ăsta, pentru că noi nu ne rușinăm cu Iisus Hristos, ci ne mândrim cu El și îl vestim oriunde mergem, ne mândrim cu El și îl iubim tare mult. Și oamenii văd asta. Și dacă văd asta, mai departe, cam de asta am rămas noi să le cântăm în mediul secular.
Și acum vreau să vă spun un lucru, să știți că noi nu suntem o trupă de închinare. Noi suntem o trupă care vânează rugăciunile voastre pentru că avem nevoie de ele. Avem nevoie mare de rugăciunile voastre, avem nevoie de binecuvântările voastre, suntem vânători de binecuvântări. Și îmi place să spun asta. Și mă... va trebui, nu știu, am depovestit foarte mult după seara asta minunată cu voi. Am să ajung la București și mulți prieteni să mă întrebe cum a fost la, cum a fost la Harvest, cum a fost acolo, dar ce au spus, dar cum, dar câtă lume era. Și am mult de povestit. Am un final de an de povești, începând cu soția mea și terminând cu, cu membrii bisericii unde merg acolo. Vor afla despre ce se întâmplă la voi aici. Îți mulțumim, Bodo. Vorbind de rugăciuni, hai ziceți-mi un motiv să ne rugăm pentru voi. Poate fiecare dintre voi un motiv. Și o să fac eu o rugăciune, după care vă lăsăm să cântați. În primul rând, aș vrea numai să completez puțin pe Bodo și să spun că motivul pentru care noi cântăm încă în lume este, în primul rând, că, pentru că așa ne-a vorbit Dumnezeu. Noi suntem niște oameni care îl ascultăm pe Dumnezeu. Noi, practic, pentru că suntem 10 oameni, suntem ca o biserică, deși, sau ca o mică adunare, ca o celulă, dar tot ca lui Dumnezeu. Și noi, zi de zi, deși poate că pare un pic sau sună, bine mă ăștia, ce să zică și... Noi chiar când suntem în mașină, la masă, noi vorbim, într-un fel sau altul vorbim despre Dumnezeu, ne încurajăm unul pe celălalt, Robert, care este... el cercetează foarte mult Biblia și are tot felul de descoperiri și atunci dezbatem tot felul de subiecte care sunt mai mult sau mai puțin pe care și toată creștinătatea, să zicem așa, își pune problema. Cum e cu Apocalipsa, cum e cu venirea Domnului, cum e cu tot felul de subiecte de astea. Dar ideea este că noi nu facem o chestie pe care Dumnezeu nu a încuvințat-o. Noi ne-a vorbit Dumnezeu și personal și prin oameni care sunt ai lui Dumnezeu și care pot fi luați în seamă că asta este ceea ce vrea Dumnezeu să facem, cel puțin deocamdată. Și asta facem. Cineva mi-a zis, dar bine, mă, vă duceți voi la piețe sau în cluburi și ce faceți? Faceți evanghelizare voi acolo? Nu. Noi nu vorbim, noi suntem o formație care atunci, asta este meseria noastră, suntem profesioniști. Și nu avem pretenția că suntem Richard Bonke sau nu știu ce alți evangheliști care poate să întoarcă la Dumnezeu. Poate că vreodată Dumnezeu o să facă chestia asta. Dar în principiu, noi nu avem pretenția că evangelizăm mulțimi de oameni. Noi facem o lucrare, cum spune, în detail, cum spune Robert. În detail. Adică noi venim în contact cu tot felul de organizatori, cu tot felul de directori, cu tot felul de miniștri, de ce ori mai fie ei pe acolo, și care... Ei știu, mulți dintre ei, că noi suntem pocăiți. Cam toți. Așa? Crede-mă, și vor să vadă dacă suntem nebuni. Pescar de oameni, da. Chiar tu cum ai spus astăzi. Da. Ok. Și vor să vină să vorbească cu noi, să vadă dacă am nebunit sau suntem nepipă. Ia uite, nu, sunt la fel ca noi. Și nu înțeleg de ce am ales noi să-L urmăm pe Dumnezeu. Și atunci noi vorbim cu ei și încercăm să fim lumină, să fim sarea despre care vorbește. Lumina care luminează în întuneric. Da. Da, vrem să vă binecuvântăm și noi cu o rugăciune, de ce e important să știm un pic, poate, câteva motive de rugăciune din partea voastră. Pentru mine personal, aș vrea să vă rugați pentru mine ca și pentru familie, cum ar veni. Adică să pot să, dar repede, am trecut printr-un divorț și nu e foarte plăcut. Dar aș vrea să merg mai departe și să fiu în putere și să pot să fac în continuare ceea ce Dumnezeu a pus în mine să fac. Vă puteți ruga și pentru deplasările noastre, care sunt ostovitoare, sunt destul de lungi. Ieri am plecat dinspre, alaltăieri am plecat dinspre noaptea de la Constanța și am ajuns la Oradea, dintr-o bucată, cum s-ar zice. Am cântat la Oradea, am venit la Arad, în mod normal mâine dimineață vom pleca spre București. Sunt drumuri grele. În România drumurile sunt grele, nu sunt ușoare. Chiar cu autostrăzile, cu bucățelele astea mici de autostrăzi pe care le avem, tot grele sunt.
cred că e un motiv de rugăciune și, și puterea pe care, pe care ne poate da Domnul în drumurile noastre și în tururile țării pe care le facem. Hmm. Ok. Părinte, tu? Păi deja au zis băieții, eu acum știu păcatele lor și pot să-i absolvă. Super. Mai vrei să adăugați ceva? Nu mai, gata. Ok. Motiv? Păi, Pavel spune că rugați-vă ca să ni se deschidă oriunde mergem o ușă de cuvânt. Mm-hmm. Și e foarte important, nu este de dispreț lucrarea pe care o facem noi, pentru că, cum spunea și Bodo, putem să ajungem lângă niște persoane oficiale care au autoritate în stat, în edili, știu eu, de toate soiurile, sau artiști. Îi cunoaștem aproape pe toți în România și pot să dau niște exemple de artiști. Da? Nu e cazul acum, dar niște dacă artiști care... Dacă ne cunoaștem noi, ne cunosc ei pe noi. Așa, și unii s-au pocăit, alții sunt în cercetare și mi-e place foarte mult lucrarea asta în detai. Mi se pare, adică când ești angro, lucrează mai mult Dumnezeu decât tine, nu știu cum să zic. Trebuie să fii doar un om luminat și cam atât. Când ești în detai, parcă te chinui mai mult. Că te întâlnești de mai multe ori cu persoane pe care le cunoști mai mult sau mai puțin și trebuie să suferi cumva împietrirea inimilor pentru o vreme. Orgoliul lor intelectual, știu eu, poate chiar îți vorbesc de pace cât ești de față cu ei și cum ți-au întors spatele, sunt pentru război. Și asta te antrenează, te călește. Îți dă o putere mai mare decât o mulțime care te așteaptă oricum să, să vorbești și nu în sensul că disprețuiesc. Zic tocmai să nu disprețuim și această lucrare, chiar dacă este o lucrare mai mică, nu este de așa învergură, dar este foarte importantă. Pentru că zicea Dumnezeu frumos acolo, nu mai știu, cred că la Isaia, cine disprețuiește ziua începutelor slabe? Mi-a plăcut foarte mult. E un verset preferat al meu. Exact. Eu nu disprețuiesc. Orice lucrare, cât de mică, cum spunea Domnul Iisus Hristos, și un pahar cu apă, dacă ai dat unora din acești micuți, așa, nu-ți vei pierde răsplata. Super, mulțumesc, Robert. Păi hai să vă și binecuvântăm, ok? Sunteți de acord cu mine? Hai să ne ridicăm în picioare. Să facem o rugăciune pentru ei. Doamne, câteodată stăm și ne suntem uimiți de modul în care Tu găsești cu cale să te folosești de circumstanțe, de oameni, de noi. Și în seara asta, Doamne, ne uităm la acești prieteni ai noștri care sunt oameni imperfecți, oameni la fel ca noi, trecuți prin viață, dar care la un moment dat, în dragostea și în căutarea Ta, le-ai vorbit inimii lor și chiar dacă de multe ori au negat, au respins, au avut un moment în viață când Te-au lăsat să intri și când Tu intri în viața unui om, viața se schimbă. Mulțumim că astăzi pot atât de lejer și de relaxați, fără rușine, să poată să Te mărturisească și poate unii dintre noi nu ne-am fi așteptat la lucrul ăsta, dar Doamne, Tu ești un Dumnezeu al uimirii, ne uimești. De aceea, Doamne, în bunătatea Ta Te rugăm să Te uiți înspre ei și în nevoile și în slăbiciunile lor Tu să dai har și îndurare. Te rugăm, așa cum au spus-o și ei, să Te uiți spre familiile lor, ale fiecăruia, și să-i binecuvântezi. Te rugăm să Te uiți înspre deplasările lor. Țara noastră e atât de mare și au atâtea concerte. Doamne, păzește-Tu în deplasările lor. Dă-le energia necesară, dă-le dedicarea necesară și dincolo de asta, exact ceea ce i-au spus, oportunitățile alea mici, dar atât de importante. La fiecare dintre noi, Doamne, nu ne-ai vorbit atât de mult în biserici, ci ne-ai vorbit în toiul nopții, când în necazul și în lipsa liniștii noastre Te auzeam, cum în pacea Ta ne
ne cercete sufletul. Multul ne-ai vorbit la volan când, dincolo de acea fază în care știam că imposibil să fie ieșit viu de acolo, a fost harul tău care ne-a scos și ne-a ridicat privirile spre tine. Ne-ai vorbit atunci când doctorii ne-au zis nu și tu ai zis da, când alții ne-au închis sus și tu le-ai deschis, când, Doamne, atât de multe lucruri ni s-au întâmplat, când, cum spunea și Dragoș, citându-l pe Pavel, bunătatea ta ne îndeamnă la smerenie, ne îndeamnă să recunoaștem dependența de tine și să nu ne gândim doar la noi, ci să ne gândim că dincolo de trup avem și un suflet și că într-o zi ne vom întâlni cu tine. Mulțumim că i-ai ajutat să se întâlnească cu tine. Te rugăm să-i binecuvântezi și deschide-le uși în continuare și dă-le har. Și fiindcă le-ai dat și dar, păstrează-le darul, Doamne, și ajută-i să fie de folos atâtor oameni. Mulțumim pentru darul de care ne-ai făcut parte și în seara asta și continuăm să ne rugăm pentru ei și pentru Wiesbaden și pentru Karlsruhe și pentru românii care vor fi acolo și au atât de mare nevoie de tine. De aceea încheiem seara asta, Doamne, închinându-ți ție și trupa Proconsul și pe noi, pe toți și pe fiecare suflet care în seara asta ales să vină aici. Ajută-ne de aceste sărbători să ne uităm înspre tine și să-ți mulțumim pentru Cel care a venit să se nască și să crească, să ne mântuiască. În numele Lui Iisus Hristos ne rugăm. Amin. Amin. Ocupați locurile și haideți să mai ascultăm trupa Proconsul.
La mulți ani cu Domnul, dragii noștri, frumoșii noștri, scumpii noștri prieteni din Arad. Mulțumim frumos! Și acum în încheiere o să vă cântăm cel mai cunoscut cântec al nostru, este vorba de cântecul Cerul și ne-am bucurat dacă l-ați cântat împreună cu noi. V-am mai spus și nu am exagerat cu absolut nimic, sunteți cele mai bune voci pe care le-am auzit într-o sală de spectacol în toată viața mea. Sure.
mi-am spus și cred că vrei. Voi vă veți ruga pentru Traian la chitară bas. Pentru Răzvan la tobe. O să vă rugați pentru Dragoș la chitară și la voce. Pentru Robert la clape și la voce. Și pentru al vostru prieten pentru totdeauna și frate Bodo. N-a cum să plece fără să noi goștim cu treaba, așa că avem niște cadouri pentru voi din partea noastră. Haideți să-i aplaudăm! Mulțumim pe această cale Consiliului Județean, Centrului de Cultură, Via Carmina. Vă așteptăm în Via Carmina weekendul viitor, magia Crăciunului. Nicola va cânta peste drum de noi. V-am spus fapt, noi, asta, poțiunea asta magică! Mulțumim frumos! Și vă mulțumim vouă tuturor, fiți binecuvântați și sărbători fericite cu Domnul Iisus!